Nu știu, el m-a întrebat, domnul Matai, m-a întrebat doamna Carmen, eu nu o cunosc, dacă a auzit ceea ce... Cu familia la telefon. Cu soția ei. Așa, zic că a vorbit la telefon. Da, dar nu știu să vă spun mai multe. Aveți șanse să împiedicați emiterea unui nou mandat de arestare în acest dosar? Există... Din punctul meu de vedere, da, avem și jurisprudență ce dă în acest sens, dar dacă domnul își va angaja apărător, deci eu nu vă mai răspund. Deci nu s-ar justifica o nouă arestare? Eu așa consider. De ce? Pentru motivele pe care le voi invoca vineri. Care inclusiv că a fost deja condamnat, există sau... Exact. Da, mai multe... Nu v-ați zis de unde a fost adus? Nu. Ce v-a cerut acum în final, domnul Haitau? Ceva legat de ochelari sau ce? Atât, da, o pereche de ochelari pentru a putea citi actul de sesizare și orice altceva. Am înțeles că este o cerere de vizită a soției în penitenciar. Dumnealui știe de asta? I-a fost aprobată? Nu i-a fost aprobată? Ce știu? Știu că nu i-a fost aprobată. De ce? Nu știu să vă spun mai multe. Din ceea ce a afirmat eu, așa am înțeles. Nu mi-a spus mie personal că i-a fost aprobată, că nu i-a fost aprobată. Așa a spus în fața instanței. Dar nu aveți cum să luați legătura cu soția? Nu v-a comunicat la trecut, dar putea să nu, fie? Nu. Nu ați mers nici la penitenciar să vedeți dacă există o adresă acolo în cererea pe care a făcut-o soția? Nu. Dar știți cum că nu a fost aprobată? A fost aprobată cea respectivă sau deci, nu? Nu am de unde să vă spun. Întrebați la penitenciar. Dar ce adevărul vrea să spună domnul Haitham? Adevărurile dumnealui. Cum nu v-a spus numele dumneavoastră? Cum?